Dragii mei, atunci când vă doriți și când vreți să vă apropiați de Dumnezeu, pentru că asta e ordinea. Ordinea nu-i să stai cu brațele în sân în seara asta și să spui să vină Dumnezeu în casa mea. Nu! Dumnezeu are o ordine și spune în felul următor: omule, apropie-te de Dumnezeu. De ce? Pentru că, oameni buni, trebuie să fim sinceri. Noi avem nevoie de Dumnezeu, nu Dumnezeu de noi. Pentru că oamenii se vor comporta cu tine în funcție de cine ești. Du-te la spital să vezi dacă te bagă cineva în seamă, așa-i? Fii sincer. Du-te, depune-ți o cerere undeva, numai când îți alegeri, numai atunci ești bine primit. Când mă gândesc că Hristos are milă, nu mai îmi trebuie nimic. Nu mai am nevoie de mila oamenilor, nu mai am nevoie de mila nimănui, pentru că cel care este milă și cel care este dragoste are brațele întinse față de mine, glorie Lui! Și Dumnezeu vrea să te atingă în seara asta! Când ne-au atins păcatul, ne-au atins oamenii, ne-au tot atins unul și altul! Vorbele rele, seara asta, ascultă-mă, te rog! Lasă-L pe Dumnezeu să te atingă! Singurul care are milă de tine, ascultă-mă bine seara asta, e Dumnezeu! Omule bun, s-ar putea drumul pe care mergi să meargă spre iad și n-ai făcut nimic! Plata păcatului este moartea. Știți care e paradoxul? Cântăm frumos, ascultăm predici bune și drumul nostru duce în iad. Oameni buni, știți ce înseamnă păcatul iertat? Vă spun din viața mea personală, păcatul iertat înseamnă libertate, înseamnă bucurie, înseamnă pace. Știți ce vă doare? Că nu vă pasă de sufletele voastre. Că nu vă pasă de veșnicia voastră. Oameni buni, pentru sticlă de ulei ne ducem și facem sacrificii. Dar pentru Dumnezeu care schimbă oameni, stăm nepăsători în bancă. Nu vrei în seara asta să ți se ierte păcatul? Nu vrei în seara asta să fii liber? Omule bun, Iisus rezolvă problema păcatului. E cu mine și cu tine, când va vânturi și vin plor. Nu ne lasă nicio clipă, Domnul e mereu cu noi. Poate nu vei reuși niciodată să spui oamenilor despre Dumnezeu. Poate nu vei reuși niciodată să organizezi astfel de evenimente în care oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu și să fie schimbați. Dar poți să te implici alături de Asociația Miros de Cer, oferind sprijin financiar pentru turneul de evangelizare.